La ce vă gândiți când auziți cuvântul drift? Cred că orice împătimit al curselor de mașini se gândește la cauciucuri distruse, la cai putere sau la orice altă nebunie de genul ăsta. Pentru cei ce nu vor să-și riște viața, mașina sau cauciucurile, am o propunere. Un sistem ce poate rula orice joc ce implică cursele de mașini, având la dispoziție mașina pe care o visează, customizând-o după bunul plac și conducând-o ca un maniac. Haideți să vedem despre ce este vorba. Salut! Eu sunt Mădălin, iar astăzi am pentru voi un sistem de gaming ce face parte din gama green de sisteme PC Garage și pe care noi l-am denumit simplu, Drifter. Sistemul pe care l-am inteam un pic mai devreme are o configurație ce poate duce cam orice joc apărut pe piață în detalii decente și dispune de o combinație de procesor placă video pe care mulți o evită. Dar haideți să începem ușor-ușor cu caroseria sa. Aceasta este pusă la dispoziție de către Segotep și este o carcasă extrem de spațioasă, căreia noi am realizat un video review în urmă cu ceva timp și ne-a plăcut foarte, foarte mult. Gang 2 se numește ea și oferă deținătorului un airflow foarte bun, posibilitatea de a monta sisteme de răcire pe lichid și, nu în ultimul rând, posibilitatea de a crea un wire management foarte bun. Toate acestea la un preț mai mult decât accesibil. La interior avem montată placa de bază B150 Pro VDH produsă de către MSI, pe aceasta fiind asamblate procesorul i5-6402P, un quad-core ce este vânat atunci când vine vorba de reduceri, creându-și propria faimă prin prisma review-urilor celor ce l-au achiziționat. Acesta rulează la 2,8 GHz și poate ajunge prin intermediul funcției turbo până la 3,4 GHz. Și 8 GB memorie RAM de tip DDR4 ce rulează la 2133 MHz. Placa video este componenta ce adaugă cai putere atunci când este vorba de partea grafică a sistemului nostru. Ea face parte din familia Polaris de la AMD, modelul montat pe Drifter fiind RX470 Strix OC cu 4 GB memorie dedicată, produsă bineînțeles sub brandul Asus. Spațiul de stocare este asigurat de un hard disk de 1 tera cu 7200 rotații pe minut de la Western Digital, cantitate mai mult decât suficientă pentru a instala sistemul de operare, softurile pe care le folosiți în mod uzual, dar și pentru a stoca jocurile, filmele sau muzica preferată. Bateria, a se observa ghilimelele de rigoare, ce va porni între sistemul la apăsarea butonului power și îl va alimenta cum se cuvine, este pusă la dispoziție de către Segotep, are 500 de W, este certificată 80 plus Gold și are o eficiență de 91.1%. Configurația sistemului nostru Green Drifter poate suferi din când în când anumite schimbări, acestea fiind date de brandul sau mai bine zis producătorul componentelor sau de ce nu chiar al carcasei, neafectând performanța sistemului. Iar acum, după ce am văzut configurația sistemului Green Drifter, haideți să vedem cum s-a descurcat el în curbe. Ăsta în teste. Iată rezultatele testelor și cum s-a descurcat în jocuri Drifter.
Concluzii. Chiar dacă unora dintre voi această combinație Intel-AMD nu le prea surâde, cred că rezultatele testelor au fost destul de convingătoare, dându-vă o idee despre ce poate face Drifter și nu în ultimul rând RX470 cu 4 GB memorie dedicată. Nu de altceva, dar despre acest model nu prea am vorbit în review-urile noastre. Temperaturile pe procesor și placă video sunt acceptabile, singurul minus pe care l-aș da ar fi legat tot de RX470 și lipsa backplate-ului, lucru ce generează temperaturi un pic mai ridicate în acea zonă. În rest, totul este bine pe Drifter prin prisma rulării titlurilor ce au apărut și ce urmează să apară. Aceasta a fost videoprezentarea sistemului de gaming PC Garage Green Drifter, sistem ce este disponibil în site-ul nostru, accesând linkul din descrierea acestui clip.